Elevii din anii terminali s-au întors la ore conform ordinului Ministerului Educației și Cercetării. Pentru ei, vacanța s-a încheiat temporar pentru 2 săptămâni. Cu toții vor desfășura cursurile în sistem online până în vinerea mare. Astăzi, în 12 aprilie, chiar dacă pentru majoritatea copiilor este vacanță, au revenit în școli online de data aceasta elevii din clasele terminale, adică 2660, aproximativ 2660 de elevi din clasa 8-a și aproximativ 3200 de elevi din clase terminale de a 12-a, respectiv a 13-a. Ei vor desfășura activități online până în data de 29 aprilie. La cursuri au revenit și elevii care iau parte la orele de recuperare a materiei pierdute în perioada de predare online, prin programul pilot școală după școală, cât și prin programul ROZE pentru liceu. Ei participă la cursuri în sistem clasic. Acestea se desfășoară conform calendarelor deja aprobate și cunoscute. Avem aceste două programe care se desfășoară în aproximativ 60 de unități de învățământ, atât unități de învățământ cu personalitate juridică, cât și unități de învățământ mai mici, unități de învățământ arondate celor cu personalitate juridică. La activități didactice în sistem față-înfață participă de astăzi pentru 2 săptămâni și foarte mulți preșcolari în grădinițele cu program prelungit. Unitățile de învățământ preșcolar și-au deschis porțile în mai multe localități din județul Olt. Avem 8 grădinițe cu program prelungit deschise în Slatina, o grădiniță în Caracal, una în Corabia, 2 în Balș, una în Porcoava, una în Mărgineni, Slobozia și una la Berguleasa. Nu sunt deschise în toată perioada de vacanță, ci au anumite săptămâni în care copiii pot să meargă la grădiniță. Examenele pentru copii aflați în an terminal vor avea loc conform programului cunoscut și până acum, mai exact 22-25 iunie, evaluarea națională a elevilor de clasa 8-a și 28 iunie-1 iulie, probele scrise ale examenului de bacalaureat. Probele de competențe din cadrul bacalaureatului vor fi echivalate conform unei proceduri elaborate de către Ministerul Educației.